Bă, care e primul lucru pe care l-ai face cu banii dacă ai câștiga 7 milioane de euro la loto? Mi-aduc aminte că Vijay mi-a pus întrebarea asta acu ceva timp când eram colegi de cămin la facultate. Băgase încât un bilet la loto și na, știi cum e, când ai o șansă, cât de mic ar fi ea să pui mâna pe 7 milioane de euro, te-a pus să visezi. Așa că răspunsul meu a fost, bă Vijay, primul lucru, aș da de băut la tot căminul, aș lua un camion de bere, bă da un camion de la mare să vină să parcheze acelea în fața căminului. Și apoi, hai băieții, hai la bere, mocă, asta aș face. Din păcate însă, mi-a ieșit un singur număr, așa că până în ziua de azi, camionul cu bere a rămas doar un vis. Bă, da, vorbeam zilele trecute cu ăștia de la Dice Dreams. Jocul ăla cu regatul, când le fur banii la vecină, știți că v-am mai zis eu de el. În fine, oamenii mi-au scris că au avut rezultate bune cu videoclipul de mâna trecută și că, dacă vreau, să mai colaborăm la un videoclip luna asta. Acum, eu aveam deja alte planuri, așa că zic, mă, din păcate, luna asta sunt foarte ocupat, cel mai bine o lăsăm pe luna viitoare. Dar ăștia tot insistau, că te rugăm, că nu știu ce, că uite că-ți dăm atâta, că rămânem dator, zic, hai să-mi bă, și cum tocmai m-apucasem de povestea asta cu pandel și biletul la loto, mi-am adus aminte de camionul cu bere, așa că zic, ok, bine, hai că fac pe dracu în patru să o rezolvăm și luna asta, dar n-aveți tupeu să-mi dați o bere pentru fiecare descărcare. Nu mă așteptam să accepte, dai seama, dar probabil, la fel ca pălărie când o băgam pasta cu n-ai tupeu, i-am rănit-o leacă la orgoliu, așa că răspunsul lor a fost, cum să nu avem tupeu? Avem, așa rămâne, o bere pentru fiecare descărcare. Zic, tai, să mă mare greșeală, voi nu știți ce armată de oameni am eu. Așa că acum, visul meu de a vedea un camion cu bere în fața blocului, stă în mâna ta. Tot ce trebuie să faci, e să intri pe linkul din descriere și să descarci jocul. Vorbesc la modul cel mai serios, într-un camion intră cam 20.000, poate chiar 30.000 de beri, așa că dacă 20.000 de oameni descarcă jocul, în câteva zile, în fața blocului, parchează camionul. Mă rog, nu știu dacă pot să-l aduc în fața blocului, dar nu-i problemă că-l trimit la țară. Ce ai, frate, că dacă vine camionul, să mordă, nu sunteți cei mai tari. Leșin lângă el, ești nebun, dau paranghelie în bătosatul, te-ai lovit la cap, îl iau pe Vijay să ducem bere la cămin, ce ai, frate, că o să fie caterincă maximă. În plus, jocul-i moca, nu te costă nimic să-l descarci. Îl încerci, vezi care-i treaba, dacă-ți place bine, dacă nu, ae, mi-ai făcut cinste cu o bere. Dar important e să-l descarci folosind link-ul din descriere. Am încredere în voi, știu că putem, vorba aia dacă nici la bere nu ne unim, apoi la ce ne mai unim? Așa că să vină camionul. Dar ce, că nici nu fac probleme, la cum vă știu pe voi, două camioane vin ești de evă. În fine, hai că m-a luat o leacă valo, dar na, e de înțeles, vorbind un camion de bere totuși. Revenind la pandel și biletul la loto, eram prin anul întâi de facultate și într-o zi de vineri s-a nimerit să termin cursurile în același timp cu Vijay și pandel. Bă, și cum mergeam noi spre cămin, la un moment dat trecem pe lângă o agenție loto. Bă, și nu mă lau pe Vijay, bă, ești nebun, 7 milioane de euro. Zic, ce mă? 7 milioane, bossule, premiu, 35 de milioane de lei. Zic, ce premiu, mă? La loto, bă, ferial, dracu, ești chiar 35 de milioane. Zic, a, făcătură, dracu, să bage fraierii bani. Nu e, bossule, că e report de ăla, uite, nu s-a mai câștigat de 7 luni. Păi da, că așa fac, dracu, dau o dată pe an, că cu cât e suma mai mare, cu atâta bagă mai mulți fraieri. Păi aia zic, bossule, a ajuns la 35 de milioane, acum trebuie să dea, hai nu băgăm și noi un bilet. Zic, Vijay, termină, dracu, bă, n-ai pe ce da banii. Care, bă, 5 lei sau cu dracu-i un bilet? Păi aia zic, 5 lei de la mine cu 5 lei de la tine, mai bine ne luăm dracu cât o bere. Nu e, bossule, eu mă duc. N-ai ce să mai comentez că Vijay al meu intrase deja în agenție. Intru cu pandel după el, Vijay s-a apucase deja să-și facă biletul, era. O, bă, dracu, nu băga și voi. Zic, Vijay, lasă-mă, dracu, bă, am 15 lei pe viață, ești nebun. Bă, da, chitrești, bă, n-am văzut treaba ta, dar să nu te aud apoi când ai luat 7 milioane de euro. Da, bă, hai că iei 7 milioane dacă e. Bă, dar în timp ce așteptam să termine Vijay acolo, dintr-o dată îl văd pe pandel că s-apucă și el să completeze un bilet, zic. Ce fac, mă, pandele? Păi, ziceam să bag și un bilet, că tata a câștigat toată 500 de lei la loto. Zic, hai, e tu, Brutus, e tu! Vijay era, oi, bă, pandele, omul meu, hai nu băgăm și la păcănele 10 lei. Zic, Vijay, termină, dracu. Tu să tași, bă, ia zi, bă, pandele, la căpșun la alea, norocul începătorului, îți dă special aici, nebun. Zic, pandele, nu te lua după asta, bă, că pleci acasă în curugol. Care curugol, bă? 10 lei, pandele, că dacă îți dă specială, pleci acasă cu 5 milioane cât a luat tactul la lotul. Pandel, naiv din fire, era, da, ce e special asta? Cea, ești mecherie, bossule, hai să-ți arăt.
Zic, Pandele, nu fi... da, ce să mai fie, că Vijay mi-l luase deja de mână și îl ducea la aparate ca pe mielul la tăiere. Zic, hai să fie clar, îl usuc că ești nebun. Ce ai, frate, că în maxim 20 de minute erau chelii amândoi. 50 de lei de la Pandel, vreo 30 de la Vijay, nu mai avea un leu, ești nebun. Zic, cum e o Pandele, ți-a dat specială? La care Vijay, nu e, frate, că acum o dă, n-ai tu 10 lei, ai zis că ai 15, dă-i încoa. Zic, Vijay, termină, dracu. Ha, bă, că acum, dă, ești nebun. Bă, dar ești nebun la ca... adică eu nu bag la loto ca să-ți dau ție să bagi la păcănele, nu? Bă, și atunci mi-l lovește pe Vijay. Ta. Bă, Jimmy, dă măcar 10 lei să băgăm biletele. Da, frate, ei completaseră biletele la loto, dar nu le băgaseră. Și cum pierduseră toți banii la păcănele, acum se uitau la ei 15 lei, ai mei, zic. Du-te, bă, dracu, că nu-ți dau nimica. Ha, bă, că le-am băgat acum, dacă ies numerele. Da, mă, că te-am pus eu să bagi toți banii la păcănele, nu? Dar nu mi-am dat seama, bă, 10 lei câte, ți-i dau înapoi, nu fi bulangiu. Zic, hai, firea la dracu, dă-le în coasă, le bag. Iau biletele de la ăștia la care Vijay. Auzi, bă, dar mai rămân 5 lei, nu-i dai în coacă, acum intră special, ești de bun? Zic, firea la dracu cu specialele tale, nu rămâne nimica, că bag și un bilet la loto. Oricum n-aveam șanse să plec cu banii de acolo, așa că decât să-i bage Vijay la păcănele, am zis că mai bine-i bag la loto. În fine, bag eu niște numere la bungheală, plătesc cele 3 bilete, 15 lei, au babă inima și în final, fără un chior în buzunar, ieșind din loterie, zic. Ții-n gură, Vijay, că până la sfârșitul lunii nu mai am un leu, ești nebun. Da, boss, dar și dacă iei 7 milioane de euro? Ia-o pe dracu să mă ia, acum să te văd de unde faci rost de țigări. De Pandel nu mai zic, că tocmai prăpădise banii de ciorbă pe 2 săptămâni. Bine, nu că l-aș văita pe Pandel de bani, că la cât de zgârcit era, sigur avea 10 de bilioare la saltea. Dar zic așa, că ce-o fi fost în sufletul lui, numai el știe. În fine, mergem la cămin, acum Pandel a mai stat vreo 2 ore și apoi a plecat acasă, că na, era vineri și ăsta se ducea cam în fiecare weekend acasă. Barbă, nu știu pe unde era, că nu mai văzusem de vreo 3 săptămâni, așa că a rămas cu Vijay, rupt în gură de foame, fără un chior în buzunar, zic. Firial dracu, Vijay, aveam 15 lei, 10 țigări la bucată, 2 beri, mă descurcam weekendul ăsta, acum mai descurc pe dracu să mă ia tăi în gură cu păcănelele tale, poate nu câștig la loto că dracu te ia. Câștigăm, bossule, ce, 5 numere și tot câștigăm. Ce ai, frate, că toate speranțele noastre erau în biletele la loto. Și crede-mă că atunci când singurii tăi bani sunt tăia pe care poate îi câștigi la loto, ai ajuns rău, ești de sărăcie, Lucie. Bine, sincer să fiu, nu era primul weekend în care n-aveam ce mânca, așa că mai cu o felie de apă de la robinet, mai cu o țigară cerșită de la colegii de modul, reușim cumva să supraviețuim până duminică seara, când eu și cu Vijay, cu biletele în mână, așteptam cu nerăbdare extragerea la loto. Vijay, mai optimist în fire, își făcuse deja planul. Vacanță la ski în Austria, Ford Mustang și apartament în Pipera, eu pe de altă parte nu puteam să mă gândesc decât la camionul ăla cu bere. Acum, n-aveam televizor să ne uităm live, ar fi fost mai amuzant, însă pe la 7:30 s-au afișat numerele pe site, Vijay era 7 lei? Zic la mamă, firii al dracu, ăsta e, fii atent! 36 lei? 36, l-am pe dracu să mă ia! 45 lei? N-am! 18 lei? Am pe dracu, 19 am! 29? N-am nici 29! 49? S-o ia dracu că n-am nici 49! Ce ai, frate, că mi-a ieșit un număr, ești de... Vijay mai rău, n-avea niciunul, zic. Du-te, frial dracu, cu loteriile și păcănelile tale, du-te fără rost de țigară că m-a luat draci. Bă, stai, Pandel, stai să vedem la Pandel. N-aveam biletul lui Pandel, dar aparent Vijay avea numerele trecute pe foaie. Să uită ăsta acolo, bă, și dintr-o dată faci... Du-te, dracu, a câștigat Pandel. Zic, nu te cred. Arunc un ochi pe numere, câștigase pe dracu că n-avea niciun număr, zic. Firial, dracu, mai și minți! Mai că mă gândeam cum să-i fur biletul lui Pandel, tingur, du-te fără rost de o țigară că dau cu mamusul ăsta după tine! Se duce ăsta să facă rost de o țigară, bă, dar nu trec 5 minute, că intră săgeată înapoi în cameră! Bă, fii atent ce idee mi-a venit! Ce idee, mă? Ai făcut rost de țigări? Da, ia, idee bossului, fii atent, hai să-l păcălim pe Pandel ca câștiga la loto! Mi-era prea foame ca să-mi iardă de glume, așa că zic... Firial, dracu, eu n-am o chiflă în burtă, n-am băut o bere de 3 zile și ție ți arde de glume? Nu e bossului ca asta, îl păcălim ca câștigat la loto și să vezi cinstea, dracu, ce ne face. Zic, da, mă, că el nu vede numerele. Ba da, bossule, asta e și ideea, modificăm pagina acolo și băgăm numerele lui Pandel. Cum adică modificăm pagina? Cu inspect element cu alea, bossule, hai să arăt. Acum, eu nu prea știam cu calculatoarele pe vremea aia, dar Vijay a făcut ceva vrăjitorie și acum pe site erau numerele lui Pandel, zic.
Bă, ești nemcun dracu, bă! E simplu, bossule, dai aici, ia uite, poți să bași ce număr vrei. În fine, lăsăm pagina deschisă acolo și ne băgăm la un pahar cu apă să-l așteptăm pe Pandel. N-am așteptat prea mult că peste vreo jumătate de oră intră Pandel pe ușă, vija era. Pandele, ce dracu fă, s-a ieșit ceva la loto? Nu știu ce, a fost extragerea? Păi da, dracu, de la 7, nu ne-a ieșit nimică. Scoate Pandel biletul, vijai repede la calculator, ca nu cumva să dea Pandel refresh la pagină era. Nu, o l-ai? Da, îl am. 31. Da, am și 31. 42. Da, 42, da. Băi, ești de 15. Da, 15. 19. Da, da, 19, da. Du-te, dracu, 39. 39, da, da, da. Du-te, dracu, Pandel. Bă, ai câștigat la loto. Bă, frate, nu mai știa să vorbea, să uita când la numerele de pe bilet, când la numerele de pe ecran era. Am câștigat. Bă, și dintr-o dată îl văd cum i se taie picioare, mai să cadă pe jos pe acolo, zic. Da, Pandele, ia stai jos acel, vrei un pahar cu apă? Ce, frate, că l-a luat direct frizoanele, temperaturile, ești de bubija era. Pandele, firial, drept cu 7 milioane de euro. Bă, tu îți dai seama cât e 7 milioane de euro? Nu, că trebuie să dai de băut, dă niște bani. Pandel, care încă nu înțelegea ce se întâmplă, era... Bani, ce bani? Bani, firial, dracu, să iau de băut, tocmai ai câștigat la loto, te în gură de chitră. Nu, că stai că cobor și eu la magazin. A, păi hai, firial, dracu, de milionar, vrei să chem limuzina? La care Pandel... Nu, dar stai să o sun pe mama. Da, Pandele, nu fi nebun, bă, nu-i spune de acum, că știi cum stă ăștia la țară. Până mâine află dracu tot satul de vin toți aia la tine la poartă. Dai dracu potor, las-o mai ușor, îi spui când ajunge acasă. N-am mai sunat-o, așa că am plecat la magazin să luăm de băut. Ajungem acolo, Pandel s-a lipit o sticlă de cola, de-aia mare la 2 litri, că n-a odată în viață câștigi la loto. Eu mi-am luat 2 beri la jumate, am zis să nu dau pe nesimțire. 2 beri și dacă lasă inima și un pachet de țigări, era mai mult decât mulțumit. Bă, dar nu m-al văd pe Vijai cum trăgea doladă de-aia mare cu 24 de beri, zic. Da, firial dracu, Vijai. Pandel era, da câte bere bei? Lasă, bă, să fie acolo, nu mai fi chitros, firial dracu, că la 7 milioane de euro e ca și cum ți-ai cumpăra o scobitoare, dracu. Săracul Pandel, ce dracu să mai zică? Dă să scoată portofelul la care Vijai. Asta, da, și un cartuș de Ken să-mi dați. Zic, da, firial dracu, Vijai. Acum, cu berea în mână și țigara în gură, eu mă gândeam să-i spunem, dar aparent Vijai avea alte planuri că face. Bă, Pandele, nu vrei să mergem la o discotecă, un bar de striptease-o aia? Vorba aia, odată în viață ajungi milionar. Zic, Vijai, termină, lasă-mă, stăm aici, bem o bere, una alta. Ia zi, bă, Pandele, ce faci cu banii? Păi ce să, îmi iau un calculator nou, îmi iau la care Vijai? Bă, drec bine, dar de mâncat trebuie să mâncăm ceva. Am adus eu șnițele, dacă vrei. Pandele, lasă-mă dracu, bă, cu șnițele aia nebătute de la măta. Hai la bodegă, băgăm un mic, o bere, o treabă. Ești milionar, ce dracu. Acum aș fi băgat un mic, de ce să te mint, așa că zic. Bă, ar mergi, Pandele. N-ar fi mers, dar ce să mai zic acum? Am plecat la bodegă. Ce vorbe, ești mâncața aș gura ta, că și-a luat Vijai al meu 7 mici, o ceafă de porc, 2 porții de cartofi. Ce ai, frate, că ziceai că nu mai mâncase de 3 luni? Norocul lui Pandel că păia încă n-aveau păcănele, că mi-l usca de tot, ești nebun. În fine, mâncăm noi acolo, ne giftuim bine, iar la un moment dat, cum se făcuse deja destul de târziu, Pandel face: mă, eu nu mai stau. Zic, da, păi nici noi, ternăm berea și poți să cer nota. Lasă că plătesc acolo la bar. Auzi, dar cu asta, cum, adică cu banii, cum facem să iau? Măi, nebosul, la asta mergem la agenția aia mare din centru. Vezi să ai grijă de bilet, da? Pleacă Pandel, eu am zis că mai stăm 10 minute să ternăm berile. Nu de alta, dar voiam să schimb o vorbă cu Vijai, zic. Vijai, hai bă, dracu, să-i zicem, ești nebun la cap. Nu, bă, ce, hai, lasă că mâine îl ducem pe la mall, pe la alea, nu fi prost. Zic, treaba ta, dar când o afla Pandel, tu îi dai bani înapoi, eu mă fac că nu știu nimic. Dar mai dă-l, bă, dracu, de chitră, că stă cu noi în cameră de jumătate de an și ne-a cumpărat o sticlă de apă. Stă cu banii la saltea, dar la WC-ul îi place să aibă hârtie igienică. Acum avea și Vijai dreptatea lui. Bă, dar peste vreo 20 de minute, când am ajuns la cămin, Pandel al meu, cu biletul în mână, butonadă disperat acolo la calculator, zic. Ce fac, mă, Pandele? Bă, nu știu ce stă, că acum mi-apare alte numere. Zic, ai, mă, ești nebun? Da, mă, uite, nu știu, am intrat să văd adresa și acum mi-apare alte numere. Vijai era, ce ai, mă, ea n-are cum ea.
Se face vijai că se uită acolo, era 7-3. Băi, ești nemhoță, dracule, au modificat numerele. Cum adică să modifice numerele? Au modificat, băi, să dea la neamuri, hoță, dracului. N-are cum, eu le fac reclamații. Păi să le faci, hoță, dracului. A doua zi, Pandel era la loterie, se certa cu aia de acolo. Doamna, că nu se poate, că eu am câștigat și după aia s-au modificat numerele. Dar îți dai seama că nu l-a băgat nimeni în seamă, mai să-l dea afară, zic. Hai să bate gură, vijaie. Acum, din câte știu, Pandel n-a aflat niciodată că el de fapt n-a câștigat la loto. Ba chiar și în ziua de azi, el e convins că a nimerit toate cele 6 numere, dar l-au furat ăia de la loterie, hoță dracului. Mă rog, o să afle cu probabil, așa că scuze, Pandele, dar m-am gândit că dacă n-ai dat cu pietroiul aia cu dragonul, nu o să dai nici la asta, sper. Mersi pentru lada de bere, apropo. La cât de sete mi-era atunci, a intrat direct la inimă, ești de evo. Nu, și cam asta e povestea de azi. Apropo de bere, nu uita de camion. Intră pe linkul din descriere, descarcă jocul și hai să vină camionul. Mă bazez pe tine. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. Și nu uitați de Tarabalul Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură vijai. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy. Intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, eu nu pot să zic că-s mândru de faptul că l-am păcălit pe Pandel. Dar uneori în viață, decât mândru și sărac, mai bine cu o bere în stomac. Cheers!